Acum, în prag de sărbătoare, doresc să transmit tuturor borșenilor un gând bun, să fim mai înțelepți, să fim mai buni unul cu altul, să ne iertăm greșelile și păcatele făcute și să fim alături de cei dragi. De 1 mai, în anul 2016, românii sărbătoresc sărbătoarea Paștelui, cea mai importantă sărbătoare creștinească a creștinilor ortodoxi din România și de peste hotare, o sărbătoare care îi aduce alături pe cei dragi, familiile care locuiesc în străinătate se întorc acasă, cei de acasă se duc în vizite la cei care locuiesc în străinătate pentru a petrece această importantă sărbătoare unii cu ceilalți. Hristos a înviat și Dumnezeu să vă aducă în casă lumina sfântă și un trai cât mai bun.